După cum v-ați dat seama, Apostolul Pavel abordează în prima sa epistolă către Corinteni aspecte dintre cele mai diverse ale trăirii creștine de atunci, alternând opiniile personale dictate de moment, inspirate desigur de Duhul lui Dumnezeu, cu principii general valabile, atemporale. Nu puteau lipsi dintre preocupările sale subiecte importante precum căsnicia și închinarea creștină, pe care le abordează în capitolele 10 și 11. Cum te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu? El este perfect sfânt, iar noi nici pe departe. Vă plecați înaintea lui? Vă acoperiți sau descoperiți capetele sau fețele? Îngenunchiați? Închideți ochii? Există oare un răspuns corect care să treacă dincolo de vremuri și culturi? Dumnezeu ne cunoaște inimile. El dorește ca noi să venim înaintea lui cu smerenie și în reverență. Cu alte cuvinte, să ne apropiem de el așa cum se cuvine, așa cum merită el. De obicei, Pavel tranșează problemele plecând de la principii. Așa și aici. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Am citit versetul 3 din 1 Corinteni 11. În Corint, creștinii se luptau cu multe probleme. Între altele, dacă trebuie sau nu să-ți acoperi capul când vii înaintea Domnului. Legea și practicile Vechiului Testament învățau că atunci când slujești, îți acoperi capul. Orice altceva ar fi fost irreverențios. Dar Apostolul Pavel îi învață aici că un bărbat nu mai trebuie să-și acopere capul când se roagă sau prorocește. Când se roagă, el vorbește cu Dumnezeu despre alții, iar când prorocește sau învață, el le vorbește altora despre Dumnezeu. Când se ridică pentru una sau alta dintre aceste intervenții de slujire sacră, capul lui nu trebuie să fie acoperit. Mai bine zis, trebuie să fie cu capul descoperit. Femeile, pe de altă parte, trebuiau să-și acopere capul în timpul rugăciunii și al închinării. În Hristos erau libere să nu o facă, dar în vremea și cultura lor era una dintre puținele căi de a le deosebi de femeile care practicau prostituția așa zis sacră. Dacă o femeie nu și acoperea capul, putea fi socotită că duce o viață dubioasă, îi se puteau atribui comportamente imorale. Dumnezeu dorește ordine în biserică, trupul lui Hristos. Și Pavel ilustrează asta prin imaginea familiei. Bărbatul, soțul și respectiv femeia, soția, sunt chemați să se slujească și să se supună unul altuia, fiecare însă având și respectând rolul său specific, atribuit de Dumnezeu. Rolul femeii este să-și ajute și sprijine soțul. Ea este ajutorul potrivit, cealaltă jumătate a întregului. Bărbatul nu este complet fără femeie, cu excepția situației când Dumnezeu i-a atribuit un rol sau un har special pentru o slujire specială. Cei doi trebuie să se onoreze, să se respecte și să se slujească reciproc, asigurându-și unul altuia suport și protecție în dragoste. Acesta este scopul și tiparul lui Dumnezeu pentru căsnicia creștină. Bărbatul și femeia sunt inseparabili. Atât bărbatul cât și femeia sunt emisfere, nu sfere de sine stătătoare. Este un nonsens, o violare a voinței divine, ca bărbatul sau femeia să pomenească de evadare, de eliberare din aceste posturi și roluri. Bărbatul are nevoie de femeie și femeia are nevoie de bărbat. Aceasta este adevărata libertate în măreața instituție și relația căsătoriei stabilite de Dumnezeu. La masă cu Domnul, sunteți invitați data viitoare!